Medicii de familie nu lucrează pe data de 1 decembrie. Ileana Dumitrescu, președintele Asociației Medicilor de Familie Dâmbovița, ne informează că dâmbovițenii se pot adresa medicilor de la Camera de Gardă a Spitalului Județean și celor două centre de permanență din Titu și Voinești. Persoanele care vor avea nevoie de ambulanță pot apela numărul serviciilor de urgență 112. De altfel, și unele farmacii vor fi deschise în această zi. Acum mai avem și Sfântă Mărie și avem și 1 decembrie și celelalte zile de sărbătoare care mai sunt. Și toată perioada care este în afara programului de lucru se adresează serviciului de urgență 112. Dacă este nevoie de ambulanță sau dacă poate în alte condiții se adresează direct serviciului UPU de urgență de la Camera de Gardă. Dar vreau să fac precizarea că aceste zile sunt zile libere naționale pe teritoriul țării noastre, de care beneficiază toată lumea. În aceste zile, serviciile cu foc continuu, inclusiv cele de sănătate, ca și farmacii, există și unele farmacii care au program în această perioadă, lucrează prin intermediul gărzilor și a urgențelor. Mai fac încă o mențiune că noi în județ avem și două centre de permanență. Unul este la Voinești, care funcționează de mai mult timp, și celălalt este la Răcari, Titu Răcari, care a înlocuit desfințarea spitalului de la Titu. Deci pacienții din zonele Voinești și Titu Răcari